Ziua bună și bine v-am găsit, dragi români, oriunde v-ați afla. Iată că domnul profesor Gică Manole se ține de promisiune și continuăm cu Geneza Poporului Român, episodul 2. Înainte de asta aș vrea să-i salutăm pe toți cei care se uită la noi, subscriberi și cei, pentru că mi-au plăcut niște comentarii. Era cineva, un român din Australia, care era fericit că începe să afle lucruri pe care nici nu știa. Alți telespectatori au spus că neapărat domnul profesor Gică Manole să facă cursuri cu studenții de la istorie, că istoria nu se mai învață cea care ar trebui învățată. Și nu în ultimul rând, trebuie să aduc aminte un telespectator care a spus că cu adevărat a învățat lucruri de care nu a auzit și cu care este mândru, mândru că este român. Încă o dată bună seara și bine v-am găsit, domnul profesor. Mă bucur să vă revăd. Bună seara tuturor. Să reluăm, domnul profesor, acolo de unde a rămas în ultimul episod, când slavii au intrat în, zona noastră, zona peninsulei Balcanice. Da, este geneza, la urma urmei, geneza neamului nostru. Formarea poporului român și a limbii române reprezintă cu adevărat o temă fundamentală, crucială, cardinală în istoria neamului românesc, a poporului român. De aceea trebuie îndepărtate toate, așa zisele, semne de întrebare și pietrele de umbră, căci răuvoitori poporul ăsta de multă vreme are. Eu spun răuvoitori, dar în realitate este vorba de dușmani constanți, înverșunați, care au obrăznicia să nege evidențele istorice, realitățile istorice, mai clar decât lumina Universului. De aceea noi trebuie să clarificăm geneza neamului nostru, în ce timp s-a realizat lucrul ăsta, pe ce teritoriu anume și care sunt părțile, componente sau structurile esențiale care au generat acest popor miraculos. Că să fie un popor atât de vechi și de o toleranță incredibilă, niciodată n-am crezut vreodată că poporul meu, poporul român, națiunea română, poate fi acuzată de bestialități, de lucruri îngrozitoare, când realitatea istorică a ultimului mileniu, să zice, de la 1000 până la 2024, infirmă definitiv o asemenea alegație. Din ultimele două decenii aduse neamului românesc sunt de o violentă nedreptate și murdărie, nu de a face cu știința, cu realitatea istorică, cu bună cuvință, cu logica istorică, cu argumentele istorice. De obicei, când scrii istorie, trebuie să ai argumente baza unor dovezi. Ori cei care au afirmat într-un raport în 2015, precum că Holocaustul n-a venit din Senin, pământ românesc, n-a venit din Germania, l-a dat Hitler, arte intrinsecă din evoluția culturii și istoriei poporului român. Să fie doar o afirmație care te face marmură, te înghet de silă și scârbă, te cabrezi și pleci imediat la luptă împotriva unor asemenea canali. Ei, în România, din 2005 până în 2024, peșterea a fost de moarte. Nimeni n-a îndrăznit să pună sub semnul întrebării o afirmație de o abjecție însemnătoare. Și uite că mergem, defilăm, sunt tovarăși care dau în tot Occidentul, la toate presa, interviuri în care se afirmă negru pe alb că poporul român este campion după Germania la exterminarea nu știu căror cetățeni. Nu-i momentul să reiau lucrul ăsta, dar eu sunt obsedat de asemenea ticăloșie, dovadă că și viața mea mi-am pus-o în slujba a combaterii unor asemenea ticăloși și mincinoși, dar acum noi avem altă temă. Dar pentru a putea să mă poziționez, vă arăt că sunt cu adevărat omul dialogului veșnic. E fundamental, multiplu, un milion de canale de comunicație. Haideți, veniți cu argumente, veniți cu dovezi
Arătați-ne cum, de unde. Noi care suntem de la 1100, când Ardealul este integrat, să zicem, statului feudal maghiar, după Ștefan cel Sfânt, urmează 150 de ani de expansiune ungurească spre est, în estul Carpaților, spre Transilvania. Noi care acolo, în Transilvania, am fost 100 de ani înfrânți, victime, bătuți, scoși în afara legii, iar după ce administrația statului maghiar organizează comitate, structuri statale de administrare a teritoriului românilor, hai să zicem până la Ludovic cel Mare, 1342-1382, li s-a permis să participe la viața publică a acestui stat cu populație 85% românească și cu o suprastructură statală străină, alogenă. Deci ungurii, și aici mă apropii din nou de tema noastră de discuție, domnule Lupu, trebuie să vorbim ce s-a petrecut în mileniul genezei noastre. Ce tulburări, ce popoare s-au mișcat în această parte a Europei. Se vorbește de mileniul tăcut, de mileniul întunecat. Unii sunt mileniul migrațiilor. Este foarte corect. Exact în acest timp tulburat. Deci spațiul nostru este un spațiu de tranziție. Când vorbim de spațiul nostru, afirm că spațiul românesc, de la Balcani până în Carpații Nordici, este un spațiu de trecere al Asiei, popoarelor Asiei, spre Europa. Migrațiile totdeauna s-au mișcat, în primul rând pe la noi, gurile Dunării, culoarul Brăganului până la Drumeta Tornul Severin, dar și Carpații Nordici, să nu uităm, că ungurii când au pătruns în 1896, conduși de Arpad, în Panonia, după ce au stat o perioadă în zona Volgăi, Donului și a Niprului, au coborât în Panonia, nu trecând succesiv Nistru, Prutul, Siretul, Carpații Răsăriteni, Podișul Transilvaniei, cum spun ei, Carpații Apuseni și apoi au ajuns în Panonia. Și nu, ei au urcat în nordul Carpaților, acolo unde este un pas, trecătoarea Cherestești, trecătoarea tățărască, îi se spune în limbaj popular, și au coborât în Panonia. Dar omul este aproape la sfârșitul milenului tulburat. Vă dați seama ce miraculos, ce miracol se produce în istorie când un popor se naște. Evident că ar fi absurd să pretind că geneza noastră în prima parte a mileniului 1 după Hristos este singulară. Tot în această prima jumătate a mileniului se plămădește și poporul galo-roman, adică francezii, strămoșii francezilor. Căci Galia, fiind provincia Imperiului Roman, din timpul lui Caius Iulius Cezar, înainte de Traian, Marcus Ulpius Traianus, Cezar a cucerit Galia, e bine să mai dau două informații, începând cu anul 58-52, înainte de Hristos, după ce în cadrul Republicii Romane muribunde, când puterea era disputată de diferite tabere de potentați, de bogătași, de miliardari, cavalerii, optimații, războaie, pușuri, războaie civile, ei, Roma s-a împărțit puterea între trei bărbați, triumviratul Marcus Crassus, Iulius Cezar și Pompeius Magnus. Ei, Cezar ia Galia, Salpina și se duce în Galia și schimbă istoria. Eu n-am să spun că personalității creează istoria, dar adevăratele personalități, atenție ce vă spun, cu adevărat își pun amprenta asupra istoriei. Pentru că Cezar era un playboy obosit când a plecat în Galia. Avea 42 de ani. Dator, cum ar veni altfel, 2 miliarde de dolari. Pentru că el s-a împrumutat cu atât de mulți bani, fiind într-o familie patriciană, ca să acceadă la puterea de statul roman. Statul roman anual sau la 2 sau la 4 ani împărțea puterea. Exact ca în timpurile noastre. Numai că atunci nu erau scrutine electorale, ci în agora, în piața publică, veneau sute și mii de cetățeni romani, cei care plăteau mai mult mulțimea,
primeau funcția. Tribun al poporului, pretor, propretor, potifex maximus. Domnule, cine vorbește de murdăria vieții politice din România este un om străin de adevărul istoric. Toată viața politică din Europa și din lume este viciată, destructată de elementul ban. Roma este cel mai important, cel mai important model de civilizație în care, atenție, în care puterea se cumpăra. Poporul o deține, ți-o ofer, dă-mi. Ce-mi dai? Vă dau bani. Că și el s-a împrumutat sume colosale, inclusiv la Marcus Crassus. Marcus Crassus, cel care va fi ucis de parți împreună cu fiul său în anul 53 după Hristos, într-o expediție nefericită, dramatică, împotriva Imperiului Part, undeva în Mesopotamia cu actual, era cel mai bogat cetățean al Romei. Când spuneam cel mai bogat, adică cum ar veni azi, zicem noi, jumătate de Rothschild, sau Morgan, sau Elon Musk, sau Bill Gates. Adică avere colosal. Cezar cu ceringa plecând în Galia, un om obosit, dator, nimeni nu când dădea noi bani pe el. El care era cunoscut pentru o viață extrem de lejeră, chiar de playboy. Să nu intru în detalii ce înseamnă lucrul ăsta. Om a ajuns în Galia și în Galia a arătat în 6 ani de zile cine. Adică este creator de istorie. Căci istorie nu creezi tu cu derbedeii tăi care ai puterea, împărțiți 20 milioane între voi. Cererea e murdară. O cumperi. Se cumpără, ăsta e adevărul. Dar dacă ai ajuns în apropierea cercului puterii, organizează-ți statul, teritoriul, poporul, dezlănțui energiile, fă-i favoruri, ajută-l să muncească, ajută-l să învețe, ajută-l să se schimbe, să se moralizeze, fii cu adevărat un conducător responsabil. Adică sunt foarte multe de spus. Puterea nu e o joacă. Mai ales cum intră derbedeii ăștia care au putere în statul român și care fac ceea ce fac, tot împotriva națiunii române. De câțiva ani, toate măsurile care se iau de către Parlament, nu chiar toate, dar multe de guvern, toate lovesc în poporul român. Nu vine crede. Nu va dura mult să știți că istoria românilor va deveni facultativă în învățământul statal românesc. Eu știu ce vă spun? Ni se retează rădăcinile și memoria istorică. Nu se mai poate. Tocmai emisiunile astea vor aduce o pace și liniște românilor care vă dați seama că sunt încântat, dar să nu vă supărați pe mine, că eu nu am bocația divagării. Pot vorbi despre exact ce e și trebuie, dar am fost nevoit să intru câteva detalii de putere, de istorie, pentru a vă, pentru a putea arăta și cu totul altceva. Că noi, în momentul când am spus, noi ne-am format ca popor, în prima jumătate a mileniului întâi a erii creștinei, în vestul Europei, așa, atunci are loc geneza tuturor popoarelor neolatine din Europa, portughez, spaniol, Europa vestică, francez, nu flamand, flamand, parcă flamande sunt latini în Belgia sau sunt germani, nu mai dau seama. Trebuie să fiu o leacă mai atent. Italienii, portughezii, spanioli. Flamande sunt germani și sunt valonii care sunt francezi. Valonii, scuzați, gata, valonii. Tocmai netrebnici aia care l-au ucis în 9 august 1601 la câmpia, la Turda. La Turda pe bravul ucis într-o trădare murdară, că însuși împăratorul Rudolf al II-lea. Că Basa nu l-a ucis Gheorghe Basa din capul lui, și împăratul i-a dat dispoziții, după ce era luat ardealul de la Batori și spun, lichidează-l pe Valac. Mihai nu avea atunci în 1601, la câteva zile după marea victorie de la Gorăsuna, unde el a fost factorul predominant, el nu avea armată de români, la Gureslau a avut o armată de mercenari cu banii împăratului, împăratul i-a oferit 200.000 de taleri, adică o sumă colosală lui și lui Basa, i-a împăcat, a angajat mercenari, plecați în Ardeal, luați Ardealul din nou, căci acolo Batorii care fugise de 2-3 ori de la putere, iar revenise.
Dovadă că îl atragea puterea, cu toate că nu știa ce să facă cu ea. N-am știut ce să facă cu ea. Și atunci Mihai este ucis în ordinul secret al păratului Rudolf al II-lea, un om mic. Meschin, mic, cu pasiuni culturale interesante, dar de o micime înspăimântătoare, pentru că l-a ucis tocmai pe cel mai important sprijin al lui în estul Europei. Mihai, Valahul. Mihai, căruia ungurii spuneau Mălai Vodă. Mălai Vodă. De la momentul Mihai Viteazul împotriva românilor, cine citește István Samoschiozi, cronica înțelege ura înspăimântătoare a unui popor venit din fundul Asiei, care a venit în Panonia și a ocupat Slovacia, Slovenia, Croația, Voivodina, Transilvania, Maramureșul, și a supus robiei un popor arhaic de o frumusețe nepământeană. Pentru că tragedia noastră în Ardeal, domnule Lupu, nu este absolut deloc cunoscută, nu se discută despre ea, nu se spun măcar nici două vorbe. Iar cei care nu ne sunt prieteni spun despre români cele mai îngrozitoare minciuni, românii ardeleni, că n-au niciun drept, că au venit acum 200 de ani, că ei trebuie, Ardealul trebuie cantonizat, și dacă continuăm cu maniera asta laxă, degenerată, de a ne poziționa în raport cu destinul nostru trecut, istoric, ne pierdem statul, domnule Lupu. Ne pierdem țara. Ne vom pierde. Deja am pierdut noi fluvii de sânge pentru că Ardealul, Bucovina, Transilvania, Bucovina, Basarabia, țara, să fie întreagă. Deja am pierdut. Cu permisiunea dumneavoastră, ca să ne mai descrisim puțin frunțile și să îi facem și pe telespectatorii noștri să zâmbească, o să spun o glumă veche, veche. Am auzit-o la un profesor bătrân, spunea că dacă vă întrebați cine a fost primii pe pământul ăsta, mă refer în Ardeal, e o poveste că a venit Arpat, a descălecat, a luat slana de sub șaua calului, s-a dezbrăcat, că a văzut apă frumoasă, clară și a intrat să facă baie. Când a ieșit din apă, n-a găsit nici slană, nici cal, nici haine, și atunci vă întrebe pe dumneavoastră, dragi telespectatori, cine a fost primul pe pământul ăsta? Da. Da, bine, să revin totuși Ibița, pentru că în prima noastră discuție n-am abordat migrațiile, deci revin, să reiau. Da. Geneza neamului nostru, ca și a popoarelor altora din estul Europei, care se vor naște tot în perioada asta sau mai târziu, se petrece într-un timp istoric tulburat. Deci invaziile, populațiile imigratoare au luat cu asalt civilizația Imperiul Roman, l-au distrus și apoi toată Europa a fost împânzită de val după val de migratori. Vă dați seama că prima țară în care au izbit migratorii a fost Dacia Antică, țara noastră străveche, pământul strămoșilor noștri. Când Aurelian retrage sub presiunea militară a goților în 271, administrația din provincia imperială Dacia Romană a făcut-o sub presiunea extrem de puternică a goților, ostrogoți și vizigoți, dar cărora le-a oferit, el s-a retras administrația. Funcționare. Un imperiu, un stat are funcționari. Au primit ordine, au plecat. Atât. I-a mutat în sudul Dunării, undeva în nordul Balcanilor, unde a creat o nouă dacie sud-dunăreană, Dacia Aureliană. Populația Daciei Romane, care în momentul Aurelian, 270-75, era de 1 milion de locuitori pe kilometru pătrat, toată arheologia noastră, care a dovedit prin săpături sistematice arheologice de la 1950 până la 1990, dovedește clar că nu există un hiatus, un gol de locuire între poporul care trăia la 270-250 și poporul care trăia la 350-450-500-600. Adică, neavând, noi spunem că ei spun că e mineriul tăcut, dar Imperiul Roman de răsărit, goții au preluat Dacia ca aliată a Imperiului Roman. Asta trebuie spus. Nu ca dușmani ireductibili.
goți au ocupat Dacia și au devenit federați, aliați ai Imperiului. Dovadă când peste 60 de ani vine șocul care îi mătură civilizația definitiv, șocul hunic, mare invazie a hunilor, i-a îngrozit tot estul Europei și centrul Europei, iar ostrogoții și vigigoții s-au lăsat totul ce era în Dacia și în alte părți și au pătruns în Imperiu să se salveze în fața barbarilor din Asia. Că și invazia hunică, nu îi vorbim de Atila și de fratele lui, de frații lui, vorbesc de vinerea lor pe la 370-75, a fost un șoc teribil pentru civilizație, iar goții, vistigoții au trăit 80-90 de ani pe pământul Daciei, au fugit în Imperiu, au venit hunii și tot în Panonia s-au așezat nucleul lor de putere statal, de unde au organizat expediții de pradă, de până la Roma, până în Occident, până la zidurile Adrianopolului și Constantinopolului. Hunii nu au fost un popor care să ia în stăpânire Dacia, să o administreze. Deci în momentul când au venit goții, vizigoții, hunii, după ei vin jepizii, și jepizii vreo 100 de ani au stăpânit Dacia, după aia vin avarii, popor mongolic foarte războinic, care a fost distrus de medic Carol cel Mare, împăratul Occidentului, 768-814. Apoi, după avari, vin, atenție, bulgarii, conduși de Akhșparuh, popor mongolic. Mongolic, într-o primă fază, dar care se așează peste, vin slavii peste ei, îi slavizează, și ei au dat numele poporului bulgar, care sunt slavi, nu mongoli, cum sunt numai numele străini. Bulgari, după aia vin ungurii conduși de Arpad, cum am spus la 896. Pecenegi, uzi, cumani. Cumani, care creează un imperiu de la 1100, 1080, 1100 până la 1200, când? 41. Când este alt șoc înspăimântător pentru civilizația Europei. Marea invazie, îngrozitoarea invazie asupra Europei și a lumii de copiii lui Gengis Khan, cel mai teribil măcelar ușigaș al istoriei, creatorul cel mai vast imperiu teritorial din istoria universală, de la Marea Adriatică la Marea Japoniei, din centrul Chinei până în Teamur, Nord-Amur, din toată Rusia până în sud Moscova, până la est de Carpați. De aceea vreau să vă spun, în momentul când acest mileniu de migrații, căci populațiile migratoare, nu trebuie înțelese ca națiuni în mișcare, hoarde primitive, care aveau o singură țintă, să pină pe un teritoriu, să pască animalele și dacă comunitățile stabile le-au identificat, zic, dă-mi atâta tribut în oi, berbeci, cârlani, păsări și dacă poți, coțește grâu, fân și când eu vin, îmi dai și mie produse cosite de tine pentru ca să cresc animalele. Deci între poporul român și toate populațiile, popoarele din răsăritul Europei care erau stabile și cu populațiile migratoare s-au așezat, s-au avut loc niște relații de origine tributală. Nu se spune că venirea migrațiilor a pulverizat totul, a murit totul. Nu e adevărat. Nu există în istorie niciodată așa. Înșiși barbarii au nevoie de o populație sedentară pentru a putea trăi. Ei nu cultivau mei, ei nu cultivau grâu, ei nu cultivau ovăz. Evident că aveau nevoie. Lucrurile se nu le găseau. Să meargă la piață la Adrianopol sau la Roma sau la Niș, lângă Belgrad. Trebuia să aibă relații cu populația sedentară. Uite așa, domnule Lupu, în mileniul acesta al migrației se naște poporul român. Când în secolul, când slavii, de bea slavii, ne modifică nouă, cum să vă spune dumneavoastră, dintre toate populațiile migratoare, slavii au o pondere cu adevărat periculoasă, au puteau să reprezinte lovitura de moarte dată de Dumnezeul istoriei unui popor, miraculos poporul român. Căci atât de mulți slavi au venit în nord, în Dacia,
și vorbesc de nordul Dunării, încât dacă nu se întâmpla accidentul pe care, cred că în prima noastră discuție l-am vorbit, de accidentul din 602, când frontiera Bizanțului a fost abandonată pe Dunăre, Chilia, Niș, vine în momentul ăsta toată mulțimea imensă a slavilor au pătruns în sudul, în Balcani, sudul Dunării. Și tocmai acum, ca urmare a acestei invazii în masă, după 602, era creștină, exact în două secole se închide geneza popoarelor slave sudunărene, sloven, bosniac, sârb, croat, bulgar. Ei, atunci, plecând slavi în proporție de masă în sudul Dunării, au rămas și în Dacia Felix, unica Dacie frumoasă și bogată, cum nu are istoria nicăieri, încă foarte mulți slavi. Iar străini-românii cu, nu știu, aici Dumnezeu vorbește, în 5 secole, de la 600 până la 1100, slavii nordurăreni sunt asimilați de populația, poporul român nou născut, sunt integrați în poporul nostru. Lasă cuvinte multe, atenție, cuvinte multe, dar nu foarte multe, care să transforme lexicul, fondul principal de cuvinte al limbii române. Limba română are un fond lexical romanic indubitabil. Peste 60% din cuvintele ei sunt de origine latină. Deci poporul nostru este un popor latin. Dar elementul deosebitor care ne diferențiază de italieni, portughezi, francezi, spanioli, este că stratul final care accelerează geneza sau închide geneza, nu au fost germanici ca în Italia, longobarzi, vizigoții, sau vizigoții fiind Spania, sau franci, burgunzi, alamani în Franța, și slavi. În vestul Europei, stratul genetic, etnic, care închide geneza popoarelor francez, spaniol, portughez, valon, este elementul germanic, iar în răsăritul Europei, pe uriașul spațiu al Europei, romanității răsăritene, este factorul slav. Iarăși o idee trebuie reluată și repusă cât mai clar în sufletele prietenilor noștri. Să nu confundăm niciodată nordul Dunării, România actuală, ca teritoriu istoric care s-a născut poporul român și limba română. Poporul român și limba română s-au născut prin uriaș spațiu, întreg spațiu romanității orientale, adică tot teritoriul craco-geto-dacilor din estul Europei, pe care Roma l-a subordonat imperiului său. Evident că sunt cricotași și oameni care vorbesc că Dacia nu a fost toată cucerită, deși transformată în provincie romană. Evident că este un domn doctor veterinar la New York care are o minte extraordinară în care vorbește că nu suntem urmașii romii. Că noi am civilizat, noi daci, am civilizat toată planeta. Este de un ridicol absolut. Eu am mai întâlnit, am avut câteva întâlniri cu niște domni care sunt dacopați, obsedați de daci, spunând că daci au creat Imperiul Roman, daci au creat toată civilizația lumii. Pur și simplu, daci când trăiau, era o civilizație puternică, dar ei nu au putut niciodată să-și exporte civilizația în toată Europa. Ei au asimilat dacii în 4 secole toate populațiile care au venit. Oricum, Dacia Felix era foarte bogată. Atunci când Traian a cucerit Dacia, se spune foarte clar că primul car cu furturile și rapturile din Dacia Felix ajungea la Roma și ultimul pleca. Timp de câțiva ani, toți cetățenii români nu au mai plătit impozite. Dar totuși, ce s-a întâmplat cu partea care nu a fost cucerită, cum au se spune, zona de... Da, și liberi. La Moldovei. Da, și liberi. În Maramureș, Moldova centrală, Maramureș, nordul Moldovei, a fost locuite de daci liberi. Ori între 300 de ani, între daci, comunitățile tribale, triburile geto-daci, prin cele integrate stăpâniri romane, au fost relații pe care oamenii de obicei le așează, le, cum să vă spune dumneavoastră,
le creează în câmpul vieții normale. Relații comerciale. Păi spun că nu au avut timp să romanizeze Dacia. Pentru că fenomenul romanizării în Dacia a fost de o violentă și atât de organizată încât la un moment dat Eutropius spune că în provincia Dacia, Traian și Hadrian au adus coloniști din toată lumea romană. Tot o orbe romană. Adică a adus sute de mii de coloniști care vorbind limba latină, evident că în orbita lor au atras pe comunitățile stabile sătești de daci. Nu pot spune când, cum. Păi, eu am documente, am tratate de istorie. Numele unor daci puri, într-o generație, sunt daci. Se căsătoresc, după la pietrele de mormânt, apar nume latine. Deja au preluat numele ocupantului. Roma, nu numai Dacia a romanizat-o. Tracia, Macedonia, Mercia, Galia, Belgica, Hispania, cele două provincii, toată Italia însăși este creația unei a Romei. De aceea vreau să spun dumneavoastră, domnule Lupu, că această geneza a poporului român, încheiată mare în secolul 6-7 după Hristos, poartă peșteția unui miracol istoric. Nu întâmplător, marele nostru istoric omorât la Sighetul Marmației, Gheorghe I. Brătianu, a scris cartea aia în limba franceză în 1938, o enigmă și un miracol istoric, poporul român. De la provocarea pe care i-a făcut-o profesorul lui, Ferdinand Not, de la Sorbona, în enigmă e un miracol istoric de peopul român. Cum se explică? Un popor romanic într-un ocean imens de slav. Se explică prin geniul Romei, prin geniul nostru genetic, prin Dumnezeul nostru care ne-a dat conștiința, înțelegeți că noi reprezentăm un element superior de civilizație. V-ați întrebat vreodată, mulți au spus că toleranța noastră incredibilă este semn de slăbiciune. Ba, zic eu ca Mihai Viteazu, pe câmpia Turzii când a venit Jacques Berry. Ba, toleranța noastră incredibilă este de putere. Nu ne murdări, niciodată în istorie nu ne-am murdărit să batjocorim alte neamuri. Nu le-am ars bisericele, indiferent care au fost. Nu i-am decapitat, nu i-am omorât, nu i-am exterminat. Nu i-am, pur și simplu, n-am făcut lucruri care nu se cuvin între oameni. Ei, și eu m-am gândit, bă, de ce a fost noi atât de tolerant și tot și-a rămas? Și m-am gândit, vechimea imemorială. Da, dar la un moment dat, în situația postmodernă actuală, când datele civilizației se schimbă, paradigmele se schimbă, această toleranță și mai ales că statul este controlat de entități răvoitoare nelegitime, lucrurile pot lua o întorsătură negativă, domnul meu. Pentru că geneza neamului nostru, deci, s-a petrecut marele imperiu al migrațiilor. Atunci s-a născut și popoarele slave sudunărene. Au venit ungurii la 896 și au luat un teritoriu stăpânirii. Au găsit pe români în Panonia, cum i-au găsit în Transilvania, pe români organizați în ducate și voievodate. Sunt cunoscuți ducatul lui Glad, al lui Menumorut, al lui Gel Românul, Dux Bacorum, iar cel mai vechi istoric, cronicar istoric maghiar, în cartea sa Faptele Ungurilor, Gesta Hungarorum, afirmă, indubitabil, în momentul când ungurii au ajuns în Panonia și au încercat să treacă în est, în țara Transilvania, au găsit pe vlaci. Deci terminul, prietenii să afle, de acum, terminul istoric, numele istoric cu care poporul român apare în secolul X în istorie, este de vlac, valac, olac. Popor este termen de origine germanică, dat de obicei unui popor de origine latină. Ungurii ne zic olah, italienii ne zic valah, burușii ne zic voloh, bizantinii ne-au zis valahi. Deci toți au simțit că au de-a face cu un popor latin și toate izvoarele istorice, noi ne creăm statele, deci ducatele acestea nou din Ardeal, Banat și Maramureș au fost distruse de forța militară a regatului maghiar. Dar
despre Transilvania, cu voia domniei tale, domnule Lupu, trebuie făcut un dialog multiplu, îndelungat. Deci, ca să fie limpede pentru oricine. Acum dau câteva lucruri clare. Pun. 1. Teritoriul pe care s-a născut poporul român și limba română este un teritoriu având ca axă spațial geografică Dunărea. De o parte și de alta a Dunării. Poporul român nu s-a format pe un spațiu restrâns al Daciei Nordurenene. Și întreg spațiu, repet, al romanității orientale. 2. Structura genetică a poporului român are 3 elemente componente, așa cum au toate popoarele, aproape toate popoarele europene, aproape. Nu finlandezi, nu estonieni, letoni, nu unguri. Un strat etnic pre-indo-european, tracoșetodac, elementul romanic și stratul final de migrator stabil. La noi slavii, la romanici vestici, germanici. Când slavii sunt integrați în interiorul poporului român format, în momentul ăla, geneza noastră este rotunjită și în istorie apărem sub denumirea de vlahi. Primii care sunt menționați în istorie sunt vlahii, valahii, din zona Macedoniei actuale, unde exista un stat bulgăresc, căci bulgarii atunci aveau mari necazuri cu Imperiul Bizantin, nu e așa? Și la un moment dat, unul din frații unui rege bulgar a fost ucis, David, a fost ucis de un vlah păstor, spune cronica. În la 976, vlahii apar în istorie, apoi, imediat după 1000, sunt menționați și vlahii români nord-dunăreni în izvoarele bizantine, în cronica lui Nestor de la Kiev, în marea cronică Gesta Hungarorum al lui cronicarului anonim al lui regelui Bela al II-lea, au fost 4 regi Bela în istoria Ungariei. Și uite așa, domnul meu, în estul Europei apare un mare popor cu denumire de vlahi, care își cristalizează structuri prestatale, stătulețe, romanii populare, atât în Balcani, atât în Pint, atât în Tesalia, atât în Alpii Dinarici, cât tot spațiul uriaș al nordului Dunării, Marea Mureș. Tot teritoriul Daciei este format de Terra Blacorum. Toate documentele maghiare vorbesc de Terra Blacorum. Când au ajuns în Făgăraș, Terra Blacorum, țara românilor. Când au ajuns în Marea Mureș, Terra Blacorum, țara românilor. Înțelegeți dumneavoastră? Deci poporul acesta nu este un popor minor de ca o hoardă migratoare de 50.000 de oameni. Este un uriaș popor al estului Europei, cel mai numeros popor al estului Europei. Este poporul român, încă. Ori un asemenea popor născut pe un spațiu atât de vast, de la Adriatica până la Nistru și Panonia, nu are cum fi integrat unei teorii imigraționiste de o fălășuie incredibilă. Dacă dumneavoastră doriți, voi discuta și despre datele și coordonatele teoriei imigraționiste pe care niște învățați, așa zis învățați germani, Zulzer, Engel și Robert Roessler, imediat când românii nord-ardeleni au început să pretindă tuturor, suntem cei mai vechi locuitori în Ardeal, suntem cei mai numeroși, muncim cel mai mult, dacă suntem cei mai vechi, vrem egalitate. Pentru că orice popor stabil, sedentar, când vine migratorul, a fost cucerit. Iar însăși supunerea noastră la de condiția de popor subordonat, popor, cum să vă spun, umilit, stăpânit de către străini, dovedește, dragă domnule Lupu, că ei, unguri sau alte neamuri, au venit și s-au așezat peste poporul român, care este lipit, îngropat în pământul său. Nu există, v-am spus, genetica istorică confirmă o vechime și o stabilitate istorică a poporului român încă din vechimi memoriale, preistorie. Toți savanții de bună, trebuie bună credință, domnule, nu trebuie nu știu ce calități de supraom.
să recunoști, da, ăsta e adevărul. Din moment ce genetica istorică confirmă că stabilitatea poporului român este neclintită de milenii, tu vii cu niște aberații și îndoctrinezi câteva sute de mii de copilași, suflete nevinovate, spunând că Valahi v-a luat țara voastră. Vă bate Dumnezeu, că nu uitați. Am avut o revanșă istorică pe care poporul ăsta nu știe. Pe 4 august 1919, după ce am pierdut aproape totul la un moment dat, 400.000 de soldați și ofițeri armate români au cumpărut Budapesta. Într-un război piept la piept cu Ungaria lui Belacun. Iată o revanșă poftim. Opinca. Da, este un pseud real cu Opinca. Generalul Mărdărescu, generalul Traian Moșoiu, sunt luate de o bravură care, cum să vă spun eu, trebuie să existe de prea multă ticăloșie în istorie, primește răsplata la un moment dat. Ori noi, nu știu, nu pot să cred. Poporul ăsta n-are voie să fie oropsit, acuzat, batjocorit, pentru că eu cunosc dimensiunea suferinții lui în timp. Ei, domnule Lupu, v-ați gândit odată de ce terminul, chiar numele neamului nostru, român, nu român, este de român? Înseamnă țăran dependent? Pe slave sau unguri sau alți venind pe pământul nostru, evident că ne-au supus. Că noi n-am avut marea nenorocire a unor popoare în istorie este că nu știu să se organizeze. N-am avut stat în momentul ăla. Noi aveam comunități pe voile pârurilor, râurilor, munților, pe voile munților, se adunau, se sfătuiau, se organizau, aveau o forță statală. Deci, în timp de vreo 4 secole, România au avut structuri teritoriale de putere, crezate, voievodate, ducate, țări, pentru tot teritoriul nostru. Nu au avut stat. Aici este marea creația istorică a poporului român, când în secolele 13-14 apar statele românești. Și la momentul creării statului, tot românii sunt dunăreni, și e bine să mai precizăm acum, că limba română are două mari, câteva dialecte mari, dialectul macedo-român sau aroman, istro-român pe calea de dispariție, meglene-român pe calea de dispariție, Uriașul, spațiul nord-dunărean, daco-româna. Dar între macedo-români sau aromâni și daco-români există o identitate etnică și lingvistică care dovedește, cum să vă spun eu, că noi practic suntem același popor. Același popor pleacă de la fondul indo-european identic. Traco-jeto-dac. Că este bine să mai spun celor că dacă avem prieteni care ne urmăresc, că biologic, mulțumesc, biologic noi suntem, rasial vorbind, un popor de origine fraco-jetodacă. Limba română are 1500 de cuvinte cu derivate, 150, dar cu derivate 1500, din limba dacilor. Ori acum să vă spun confidențial, să vă șoptesc, domnule Lupu, am înțeles că se umblă la dicționarul limbii române, toate cuvintele de origine traco-jetodacă, marele savant al neamului nostru, Ion Iosif Rusu, Rusu, eu am 2 ediții a cărții lui Etoseza Românilor, toate cuvintele care sunt de origine dacică și sunt sute și mii, vor să le elimine din dicționar ca să ne anihileze dimensiunea noastră veche. Domnul meu, eu n-am să schimb cursul istoriei, dar nu pot sta pasiv când văd că poporul meu, poporul român, este asaltat de neprieteni cu atâtea manevre ticăloase. Se purifică dicționarele limbii române de cuvinte de origine dacică. Moș, copil, căciulă, anina, agăța, zburda, buză, grumaz, gușă, baltă. Foarte trist. Foarte trist. Foarte trist. Ce acum? Nu, dar asta e realitate. Vă rog să mă credeți. Se vorbește, pentru ca să vă spun, un alt lucru care pe mine mă pune pe gânduri. Eu îl urmăresc pe domnul Teșu, Stolomovici,
am scris câteva o carte bună, bună parțial, Ion Antonescu. Când el a publicat cartea în 2012, am cumpărat-o, am citit-o o dată de două ori. Evident că am văzut propaganda și minciunile folosite și am zis, Doamne, dă Domnul Dumnezeu putere să scriu o asemenea carte și am scris-o. Și i-am demontat toate făcăturile și minciunile, iar cartea mea, Patria lui, este cum dealul, un deal de 200 de metri este pe lângă vârful munților Alpi, Mont Blanc. Adică am reușit o capodoperă culturală istorică pentru poporul român, iar cei care au citit prima ediție, că acum sunt pe cale de a tipări ediția a doua, în câteva sute de exemplare, cu ajutorul unor sponsori importanți, a unor călugări, a unor binevoitori și cu ajutorul banilor mei, tipărim câteva sute de exemplare, iar în noiembrie mă voi duce din nou în capitala țării mele, pe care eu o iubesc, și am făcut tot posibilul să-i fiu loial toată viața, să mă duc câteva zeci de exemplare și fac evenimente cu această carte. Deci sunt multe de spus, dragă domnule Lupu. Dumneavoastră îmi spuneți dacă mai avem timp, mai putem continua. Suntem aproape de final, eu aș preciza felul următor, că am rămas cu episodul 2 la perioada cnezatelor, că și eu mi-am aduc aminte de la școală. Dragul meu, evident că da. De aici plecăm. De aici să plecăm. Eu zic așa, următorul dialog, în momentul anul 1000, poporul român este creat, întreg spațiul romanității unii trăiește poporul român în estul Europei, el își formează nuclee statale. Cnezate, voievodate, ducate, țări. Mai mult, românii din timp s-au creat vlahii, vlahia mare. Românii din Tesaria, vlahia mare. Nu uitați că primul stat al românilor în istorie este creat de românii sud-dunăreni, când doi frați, Petru și Asan, se revoltă împotriva împăratului Isaac Angelos, merg la Constantinopol, sunt umiliți, ei erau în numele poporului român din Balcani, din sudul Dunăre, de Dunăre, Balcan și Dunăre, deci românii în sudul Dunării au existat ca popor istoric multă vreme în Evul Mediu. Mircea, Basarab cel Mare, împăratul, cum îmi place mie să zic, a stăpânit sudul Dunării, ambele malurile fluviului Dunărea, erau în stăpânirea sa. Când el în titlul ăla lui, aproape imperial, zice și domn peste toată Podunavia. Podunavia este nordul Dunării și sudul Dunării pe care l-a stăpânit. Ei bine, primul stat pe care românii l-au creat în istorie este în 1185 și 186, când cei doi frați, Petru și Asan, se revoltă împotriva Imperiului Bizanten, înfrâng forțele militare ale Imperiului Bizantin și când recrează un stat în nordul Constantinopolului, între Dunăre și Marea Egee, numit Imperiu Vlaho-Bulgar. Căci Marele Imperiu, primul Imperiu Bulgar, a fost distrus literalmente, lichidat în anul 1014-1018 de împăratul Vasile al II-lea Macedoneanu. De la 1014-18, Bulgaria dispare din istorie. După 200 de ani de neant istoric, românii sud-dunăreni conduc pe bulgari și pe români, înfrâng pe bizantini și creează un mare imperiu, un mare stat. Statul, imperiul român-bulgar. Un statul acesta, în momentul când el exista la 1186-1200, se interacționează cu Crușada a patra a Occidentului, care merge spre Ierusalim, dar se oprește la Constantinopol și distrug Imperiul Bizantin. Acești crușiați temeiază Imperiul Latin de răsărit. Între românii Petru și Asan și crușiații de la Constantinopol, care și-au creat imperiul lor, au fost foarte multe ciocniri violente, războaie, iar împărații românilor și bulgarilor, statul era mixt, condus de o dinastie românească, dar poporul român și poporul bulgar împreună au creat statul respectiv. Între dinastia aceasta
și Papa de la Roma a existat o corespondență foarte susținută, îndeosebi la timpul ultimului, celui mai tânăr între frați, Petru și Asan, Caloian, Ioniță cel Frumos, care a corespondat cu Inocențiu al doilea Papa de la Roma, care Papa îi spunea să nu uiți că ești descendent din Imperiul Roman, când Ioniță i-a solicitat coroana de împărat Papei. Papa asta pe gânduri ne-a oferit-o și acest Imperiu Român-Bulgar, o creație certă a geniului politic al neamului nostru, a durat și în timpul domniei lui Ioniță Caloianul, mort în 1207, iar Ion Asan I și Ion Asan al doilea, care o mai conduc Imperiul până la 1241, se bulgarizează de la steia încet cu încetul, iar rolul românilor sudunăreni în acest stat devine minor. Deci statele românești, pentru prima oară în istorie, se creează în sudul Dunării, în Vlahia Mare, în Tesalia, în Pint, și îndeosebi între Marea Egee și Dunăre. Iar de la 900, 1000, când migratorii turani și unguri s-au așezat în Panonia, tot teritoriul românesc era structurat în zeci și zeci de structuri teritoriale de putere, frumoase, minunate, dar nu reprezentau o forță militară de temut. Și tocmai această fragmentare politică, această neputință militară, a făcut ca ungurii, timp de două secole, să cucerească Transilvania. Căci ungurii n-au cucerit Transilvania ca o plimbare. Gelu Dux Blacorum a fost ucis în lupte cu Tuhutum, poporul român din Ardeal, și-a apărat casa, familia, viața, tot ce au avut ei, dar forța organizată a regatului maghiar îl va supune și de la 1000 până la 1200 Transilvania este luată în stăpânire regatul maghiar, iar poporul român rămâne mai departe să trăiască aici, din țara Maramureșului până în țara Făgărașului, din țara Bănatului până în țara Oașului sau până aproape de Bogdan din Cuhea, marele voievod care descarică la 1363 în Moldova și întemeiază țara românească Moldova. Domnule profesor, eu vă mulțumesc mult de tot pentru că ați participat la emisiunea Gura Lupului, Geneza Poporului Român, episodul al doilea. Dragi români, dacă v-a plăcut, nu uitați share, like și subscribe. Vă iubesc oriunde ați fi. Aștept în continuare mesajele voastre care, atât pe mine cât și pe domnul profesor, ne încântă și ne dă tăria să mergem mai departe cu această emisiune cărora la noi amândoi ne se pare ca de bun augur ca încetul toți românii să înțeleagă de unde ne tragem, ce rădăcini avem și, bineînțeles, să nu uităm și încotro ne îndreptăm și să uite conducătorii care au fost, e tragedie pentru noi ca nație. Să ne amintim pe toți cei care au creat cu adevărat poporul român, care au pus cărămidă cu cărămidă să fim noi unde suntem astăzi. Și în același timp să uităm pe cei care sunt mediocri și care își trădează pentru un pumn de arginți nația română. Că ceea ce spunea domnul profesor și eu îi dau dreptate, se întâmplă în fiecare pas în ceea ce vedem politica de astăzi. Dar să nu uităm că nici Dumnezeu nu bate cu parul, domnul profesor. Și așa cum le-a s-a întâmplat la alții, o să le întâmple și la cei care au trădat. De acord. Trădarea nu trebuie să dureze veșnic în viața unui popor. Trădarea trebuie să primească o răsplată în timp cât mai dură. Doamne, ajută încă o dată. Pe săptămâna viitoare, dragi români, vă iubesc unde ar fi. La revedere, vă pup!